Municipiul Suceava a ajuns marți la o incidență cumulată în ultimele 14 zile de 3,02 persoane infectate la 1000 de locuitori. După depășirea pragului pentru scenariul roșu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență are la dispoziție 48 de ore în care poate dispune măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii virusului în localitate. Dacă rata de infectare va rămâne peste pragul de 3 la 1000 în următoarele 48 de ore, în orașul Suceava unitățile de învățământ vor face doar cursuri online, iar activitatea în interior a unităților de alimentație publică va fi suspendată. Pe de altă parte, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Suceava, 176 de persoane au primit rezultate pozitive la testul COVID-19. Numărul total al persoanelor testate pozitiv de la începutul epidemiei a ajuns la 8.822, dintre care 6.710 au fost declarate vindecate. Conform Direcției de Sănătate Publică Suceava, în județul Suceava sunt înregistrate 1.458 de cazuri de COVID-19 în evoluție. Incidența acumulată la nivelul județului în ultimele 14 zile a ajuns la 1,77 persoane infectate la 1000 de locuitori. La Spitalul Județean Suceava erau internați 192 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, 99 de pacienți în zona tampon și 299 de pacienți sunt cu alte afecțiuni non-COVID. 19 pacienți testați pozitiv cu SARS-CoV-2 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI, dintre care 3 sunt ventilați mecanic. La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 87 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 4 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. 10 localități din județul Suceava sunt în scenariul roșu și 20 de localități sunt în scenariul galben.